În Sala Tronului a cetății Făgăraș a fost prezentat ieri volumul Martiri și mărturie creștină în temnițele comuniste din România. Lucrarea, apărută anul acesta la Editura Andreiană, reprezintă tema de doctorat a părintelui Dumitru Bogdan Bădiță de la Parohia Adormirea Maicii Domnului, Satulung III, Săcele. Evenimentul a fost organizat de Asociația Foștilor Deținuți Politici din România, Filiala Făgăraș și Protoieria Făgăraș. Prezent la eveniment, Ciprian Olinici, secretar de stat pentru culte, a apreciat volumul drept o mărturie pentru generațiile viitoare. Prin memorie și prin această carte care celebrează memoria, noi ne aducem aminte și cinstim aceste nume proprii din istoria noastră comună, aceste nume unicat, nume de icoană din istoria poporului nostru. Istoria nu consemnează foarte mult numele pe care le întâlnește în cale. Și știm lucrul acesta pentru că manualele de istorie conțin puține nume raportate, sigur, la scara istoriei. Însă datoria noastră este ca pe acești eroi ai credinței și ai luptei să nu-i uităm, să nu-i abandonăm. Această carte nu reflectă doar probe de istorie, probe de evenimente care s-au întâmplat în viața unor oameni, ci prezintă mai mult ceea ce ei au trăit în vecinătatea acestor evenimente sau tragedii pe care le-au traversat. Îl felicit pe Părintele Bogdan, așa cum am făcut-o ori de câte ori am avut ocazia, pentru că în tinerețea lui și-a făcut timp și curaj mai ales să exploreze o zonă foarte matură a vieții cuiva. A avut capacitatea să surprindă lucruri foarte profunde în această carte și să ni le prezinte atât din vecinătatea experiențelor, întâlnirilor pe care le-a avut, cât și având în vedere pregătirea serioasă pe care a parcurs-o ca teolog, absolvent al Facultății de Teologie și apoi ca doctor în teologie ortodoxă. Aș vrea să-i mulțumesc, pe de altă parte, părintelui și pentru faptul că a recuperat, uneori chiar în ultimul moment, persoane care nu mai sunt astăzi. Foarte multe dintre persoanele consemnate în această carte, filmate la Trinitas TV în arhive, sunt aici prezentate cu ultimele lor mărturii. În rezistența anticomunistă au fost implicate 64 de localități din țara Făgărașului. Mii de oameni au fost persecutați, arestați și aruncați în închisori. A fost o seară duhovnicească, o seară plină de emoție, o seară în care s-a vorbit despre suferința din perioada comunistă, mai ales din închisori și din toate locurile de detenție din România, dar o seară în care am concluzionat că dacă îl avem pe Dumnezeu în noi, dacă ne rugăm și din viața lor din detenție, din trăirile lor, din rugăciunile lor, din smerenia lor, din răbdarea lor în suferință, foștii deținuți politici din România au ajuns pilde pentru fiecare dintre noi. Are abordare de manual, adică această carte ar trebui să-și găsească locul în universități de specialitate și nu numai, istorie, teologie și așa mai departe. Ea nu rămâne doar ca o lucrare, ci rămâne ca o mărturie peste generații pentru cei care vor urma. Pentru că trebuie să reținem un lucru. Cei care nu-și cunosc istoria sunt condamnați ca să-și o repete. Teza de doctorat Martiri și mărturie creștină în temnițele comuniste din România a fost redactată sub îndrumarea părintelui profesor Ioan Moldoveanu de la Facultatea de Teologie Ortodoxă Iustinian Patriarhul din București.